Bună ziua! Astăzi vom descoperi secțiunea de suport și after sales. Aici puteți să verificați statusul solicitărilor dumneavoastră. Dacă aveți un număr exact de solicitare, puteți căuta pe acesta sau puteți să căutați toate solicitările plasate într-o anumită perioadă de către compania dumneavoastră. Apăsați filtrare solicitări. Acestea vor fi listate cu situația actuală și, desigur, puteți să observați și ce s-a decis pentru fiecare reclamație sau solicitare de suport. Dacă doriți să plasați o cerere nouă, o reclamație sau solicitare de suport tehnic, este util să aveți fie numărul de produs Festo pentru care doriți să solicitați suport tehnic sau doriți să plasați o reclamație, de comandă Festo sau dumneavoastră. Filtrăm produsele și alegem din lista de produse a acelei comenzi exact produsul pentru care dorim să plasăm o reclamație. Dorim să plasăm o reclamație sau o solicitare tehnică. Dacă este vorba despre o reclamație, mergem pe secțiunea aceasta. Alegem fie tehnic, în funcție de descriere, sau logistică. De exemplu, poate că am avut un ambalaj deteriorat. Aici trebuie să menționăm exact cât mai multe informații pentru a putea rezolva situația cât mai urgent. Poate că este vorba doar despre ambalajul de expediere, iar ambalajul produsului nu a fost afectat. Punem o scurtă descriere. Poate. Dacă se poate, anexăm o fotografie, ar fi ideal, sau un document, un PDF, un Excel, Sunt acceptate mai multe tipuri de fișiere, cu o dimensiune maximă de 50 de mega. Deci puteți să încărcați imagini, chiar video, sau chiar fișiere Excel, ODS, RTF și așa mai departe. Continuăm. Aici va trebui să ne menționați dacă acest produs a fost contaminat. Spunem că nu. Veți fi de acord să îl furnizați ca mostră pentru verificare. Apoi trebuie să ne spuneți ce doriți să obțineți. O notă de credit sau un produs înlocuitor. Și un număr de referință intern. Să spunem. Continuăm. Aici avem nevoie de un număr de telefon la care inginerii noștri de suport tehnic să vă poată contacta pentru detalii, dacă este cazul. Continuăm. Aici veți avea o descriere succintă a reclamației dumneavoastră. Odată ce apăsați butonul expediere, reclamația va fi transmisă către Festo și veți fi contactat pentru a rezolva cât mai repede situația. În cazul în care nu doriți să plasați acum reclamația, puteți să renunțați. Vom renunța pentru a încerca și cealaltă modalitate. La fel putem să lucrăm pe partea de reclamație tehnică, un produs afectat, nu funcționează corect, putem să încărcăm imagini, sau nu, produsul poate fi contaminat, continuăm, desigur, îl vom transmite pentru testare, poate doriți înlocuire cât mai urgentă, fiind reclamație tehnică am pus un T, la fel, datele dumneavoastră de contact și aici aveți succint prezentarea reclamației dumneavoastră. Putem să mergem înapoi și să introducem alte date, nu este absolut nicio problemă. Până în momentul în care expediați efectiv reclamația, aceasta poate fi editată. Poate dorim să plasăm o solicitare tehnică. Aici poate dorim să primim suport din partea Festo pentru montajul acestui grup de preparare. Dacă avem documente sau fotografii, putem să le anexăm. După ce veți introduce aici
tot ceea ce este legat de solicitarea noastră, va trebui să introduceți datele companiei, datele de contact și să transmiteți solicitarea. Pașii sunt similari pentru orice solicitare. Revenind la secțiunea principală, puteți plasa o solicitare tehnică fără să aveți neapărat un produs deja comandat. Adică, dacă aveți un produs în afara comenzilor dumneavoastră pentru care doriți suport, aveți nevoie de documentație sau kit de reparație sau orice altceva, orice solicitare, apoi ne încărcați eventuale documente dacă aveți, apoi în următorul pas introduceți detalii de contact și transmiteți solicitarea către departamentul tehnic. Reclamațiile tehnice vor fi rezolvate de colegii din departamentul tehnic, iar reclamațiile logistice vor fi rezolvate de colegele din Customer Care. Data viitoare vom discuta despre alte funcționalități ale platformei MyFest. Vă mulțumesc foarte mult! Mult succes în continuare! Și zi frumoasă! La revedere!